Am zis că dacă sunt patru, măcar câte o felie de asta de moș, de porc. Mâine merg la muncă. Cu Tunița așa mai revenit. O să fric și din puiul ăsta. Camera așa un pic, dacă se vede bine. Ok, aici în asta, după ce am consumat maioneza, maoneza, așa cum zice cutunița, am pus sare. Improvizat. Stai, trebuie să improvizez. Românul e inventiv. Aripii de lăsăm pentru ciorbă. Scoatem doar pulpoanele și atât. Pietrul lăsăm pentru o altă zi. Nu avem ce face. Dăm înainte. N-ajung la asta la muncă. Am văzut în comentarii că am spus că de ce nu dormim când venim de la muncă și de ce stăm târziu, nu știu ce petreceri. Că nu cred că ne mai arde nouă de petreceri. Ce se petrece. Stăm până la 8, maxim 9. Și atât. Și cu ceilalți ce vin și ei, nu. Să-și frigă și ei ceva, să-și facă, să-și gătească o ciorbă și atât. Acum, na, lumea comentează ce vrea. Și repet, v-am zis și în dacă sunteți foarte atenți și vă uitați acolo, vine la vlog, la vlogul anterior, nu trebuie să ne bucurăm de năcazul altuia. Că mâine pe mine poate să întâmple și la mine, și la tine, și la altul. Oricine, nu mai contează, pentru că noi suntem obișnuiți cu astea, cu fel și fel de comentarii și hater, cum să-i zicem, nu știu. Am zis că pentru mine să avem câte o bucată de asta de cotlet. Uite-vă și eu cotlet, așa se zice, da, dacă e mușchiul ăsta cotlet. Și câte o bucățică de asta de pui. Nu, când ajunge. Câte un măr. Nu știu dacă mai fac salată de roșii, nu cred că mai luăm după noi. De jur ăsta. Lapte.
și trei feluri de ciorbe. Uite, mai am și cărnați. Cred că pun și eu. Cărnați. La fript. Un pic ăla așa să o strică un pic așa, pentru că am doar ce am spălat-o și o să punem ulei, că uleiul ăla am mai fript în el azi, dar nu are nimic. Asta e el, mai refolosim. Untura de porc, e acasă. Aici nu am untură. Bine, cotuniți-o cum ești, vrea și lumea să te vadă. Ești mai bine, nu? Da. Mulțumesc Dumnezeu că mă simt mai bine. Mâine acum mergem la muncă, da? Arăt așa cu părul, ce scuze că... Cum arăți cu părul? Ți-am mai zis de multe ori să-mi spui arăți cu părul. Cum vrei să te filmezi, fără păr? Sunt aranjată și tu vii. Păi lasă aranjată, ce să-ți aranjezi? Astăzi n-am putut nici să mă scot din casă. Păi asta, spune-le la oameni să știe, mâine suntem în forță, direct plecăm la muncă. Ce faci acolo? Uite, fac asta, frig, alea, ce trebuie aici pentru mâine. Ce pregătești acolo? Păi ne-am, uite, am pregătit aici, adică de fapt, pregătesc. Câte o bucățică de asta de muși și câte una de pui. Astea sunt tocătoarele noastre. Da, vreau asta să iau Grigore. Să nu ne uit săracul Grigore și o cumpăra de asta. Facem invers, facem o dată puiul și după aia porcul. Ce-ai zis? Nu știu nici ea nu se simte prea bine. Nu știu, azi m-a sunat cred că de 10 ori. O să întreb de tine. E mai panica de ea. Pentru că o să intru iară din jos în cameră. Toate că las tot geamul deschis, dar... Nu știu mie. Nu știu ce fac asta, să scrie și ea așa. Că trebuie să fie pe ăla, dar eu știu nimic.
de scopă. Dar uite, nașul era chiar aia aceea. Nașul Maria trebuie de parată de scopă. Vedem. Acum am pus și carnea de porc. Am pus astea pulparele. Al nostru victoraș așteaptă și el meniul lui. Uite, și facem zile asta pentru mâine, să avem la muncă. Am pus 4 bucăți de pui. 4 de porc și după aia îi zic și lui și îi pun și lui la caserolă să aibă și el de mâine. Uite ce fumează el. A, țigare de aia electronică. Ai de voie să fumezi, nu? Ai voie. Ai să fumezi, nu? Cu aia electronică, țigarea. Da, țigara, da. Am vorbit cu ăștia de la hotel. Da, și te lasă să fumezi, da? Bravo. Și să-mi iau și eu una de aia. Ce ai răspuns în tot? Atât am râs. Faza cu vlogul, cu unchiul, cu manja. Că a venit cu alifia să-și pună pe spate. Da. Și ai tras și a fost el în bani. Da. Mă, parcă mai bine arată asta de porc. Vrei și tu, bre, spui și ție una de aia, de porc? Da? Da, spui și ție una, a? Hai, te tăiem și la nostru, la... Noi zicem Grigore. Grigoraș. Vrei să zicem și lui o bucățică de asta de mușchi, de acolo, de unde e, de nu. Îi punem și lui din porția noastră. Așa e bine. Acum... El și-o lua de astea. Auzi, bre, dar astea nu ți le facem la... la microunde? Da. Merg la microunde astea? Da. Pui de microunde de acolo. Da, la cultură. Da, la să știi că azi n-am putut cu tinița să-ți fac, că ți-ai cumpărat, am văzut de aia, să-ți facă clătite. Dar dacă nu s-a simțit bine, nu. Nu mă bag la alea, la clătite. Dar dacă îmi pun așa, contribuția și alea, la nivel de standard european... La mâine, da? Face mâine, cu mine. Dacă vrei, o facem în gogoși. Gogoși? Ce să faci? Nu știu. Faci. Aia să vezi ce gogoș îți face cu tunița dacă ne vedea de alea țigănești. Da. Stai și ție o bucată de aia de carne de porc. Am văzut că arată bine în asta. Uite ce faină carne. Dar stai cu mai e caserola aia ce ți-am dat eu?
Am adus-o? Ai adus-o? Da. Adică atunci fac și eu acolo și spun tot în aia. Da. Nu vei ce, de undeva. Am o fanta așa, mi-a dus Fabio? Ce, ai o fanta? Da. Ce fanta? O fanta, o sticlă de suc. Aaa. Nu, 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 ia-ți pun o sticlă de jumate și ții suc, cât de... dacă tot vrei suc și alea. Da, e noștri, a? Ia uitați-le, singur dintre 30 de romi pe aici. Ba, stai că mai e pe Alex. Jumate în Moldovean, jumate în Adrian. Dar el de ce nu coboră și el jos aici? Alex, la bere cu aici. Oh, e și la bere? Nu spate carnea aia așa de tot. Nu, nu, nu. Mă pușă doar el? Nu, nu, nu. Am spus ce a făcut pe acolo la mine. Voi femei, ce aștept alea, alea corotițe. Mamă, le bagă din nou la alea, la corotițe. Acolo le terorizează. Hai să vă spun, a controlat șeful, da. Și nu era bine. Și acum nu mi-a putut. A dat cu mâna și a scos praf, știi? Păi, știi de ce a scos praf, îți spun eu. Știi de ce? Că a fost ala, te schimb, acolo mai trece tractoarele alea. Da, bun, tractoare, dar au spart aia cu picamărul peretele. Cum alea spălate, după ce au terminat ele, tu spargi cu picamărul tot peretele un metru jumate. Deci un metru jumate au dărâmat cât a fost apa, că tu știi cum e. Normal că s-a... Gata cu pachetelele. Asta e a tău, Grigore, ți-am pus și două linguri de orez. Acolo pentru 3 persoane și mâine la muncă. Păi. Te mai doare mă sau? Nu. Foarte bine, ai grijă. Ia căciulă în cap, ferește-te de curent, că de acum acolo e frig. Ai văzut ce curent e pe acolo? Mai departe o ținem cu munca, să zic că cu vinul. Ai văzut cât aveai ăsta umflat? Aveai... Mandirula. Nu, în serios, n-ai văzut cum arăta? Da. Eu prima dată eu am zis că glumește el. Pope. Că zic că na, face el de ale lui să rămână pe acasă, nu știu ce, pe la da, altă chiar mă după aia am văzut, când l-am văzut a doua, spre seară, când ne-am întors de la muncă, când l-am văzut cum arăta... Păi ce avea, minge de tenis în vână? Păi chiar, cred că avea de aia, de fotbal. Nu, de tenis. Asta era înflat. Hai, ne vedem mâine, la revedere la toată lumea, Doamne ajută, noapte bună, weekend plăcut în continuare. Doamne ajută. Hai, Gure, salută lumea, ce faci? Vă salut cu mare drag, noapte bună. Vă salut. Uite bine, când am avut-o de gen. Ce? Bine.